Starea de spirit a celor doi antrenori prezenți la conferința de presă după meciul Săgeata Năvodar Ceahlăul Piatra Neamț era dictată de finalul partidei. Marin Barbu radia de fericire echipa sa fiind acum mult mai liniștită după ce și-a trecut în cont 3 puncte uriașe. Deci eu spun că a fost o partidă echilibrată, șansa a fost, ne-a surâs nouă. Este o victorie care, spun eu, am făcut un pas destul de mare în salvarea de la retrogradare. O victorie muncită și să nu credeți că sunt lipsit de modestie, să știți că am crezut în această victorie. Cătălin Anghel, antrenorul gazelor, vădit nemulțumit de prestația elevilor săi, și-a asumat întreaga vină. Orice înfrângere afundă orice echipă care se bate pentru salvarea de la retrogradare. Trebuie să fim corecți astăzi și să spunem că dacă a fost 2-0 înseamnă că adversarul a meritat victoria și să privim adevărul în față. Am început meciul de la 0-1 și e clar că echipa a acuzat acest șoc. Am avut, din păcate, o foarte mare crispare la construcție. Construcția a fost una lentă, fără schimbare de direcție de joc ca să putem să surprindem adversarul. În această zi nefastă pentru Săgeata a venit și o veste bună. Echipa dobrogeană a primit licența pentru Liga 1. Eu nu mi-am făcut probleme de luarea licenței. Avem în conducere oameni capabili și foarte profesioniști. Urmează ca Săgeata să obțină acum și în plan sportiv dreptul de a evolua în primul eșalon.